Bună seara, prieteni! Suntem la Sport Report, între două etape de campionat, două zile libere, înaintea multor zile în care vom avea, practic, în fiecare zi, meci de Liga 1, meci sau chiar meciuri. Totuși, tot de fotbal vom vorbi și în această seară, mai mult de arbitraj, pentru că avem un invitat special, un arbitru care a fost multă vreme pe lista FIFA, un arbitru important de Liga 1, care a ieșit însă din activitate, cumva cu multe semne de întrebare privind modul în care a fost scos de pe lista FIFA. O să discutăm toate aceste amănunte. Alături de mine în platou se află Marius Avram. Bună seara, Marius! Bună seara! Mulțumesc mult de prezență! Mulțumesc pentru invitație! Spune-mi cum te simți așa că nu mai ești în cariera asta de arbitru? Adică ți-e greu? Te-ai obișnuit sau încă nu te-ai acomodat? Nu m-am obișnuit. E un pic bizar că mă uit la meciuri la televizor și mă simt de parcă urmează să-mi fac geanta și să plec și eu la meci, deși știu clar că nu se va mai întâmpla niciodată în calitatea de arbitru, poate cel mult așa la un meci amical și atunci când o să mi se facă dor, sunt sigur că am lipsește? Îmi lipsește, da. Îmi lipsește. Ce anume îți lipsește? Îmi lipsește senzația aia când se apropie sfârșitul de săptămână, ești la un pas să afli dacă vei avea sau nu avea meci, este o emoție. Între noi arbitrii se creează așa o agitație, vorbim între noi, tu ai primit meci, eu n-am primit meci, aoleu, ce se întâmplă, le-au dat, nu le-au dat, delegările. Și e o emoție, apoi primești meciul și începi să-ți planifici deplasarea, îți pregătești geanta, îți pregătești echipamentul, începi să studiezi echipele, începi să discuți cu colegii din brigadă. Deci este un mod de viață. Da. Și adevărul când faci multă vreme chestiunea asta, să renunți așa brusc? Da, după 27 de ani în care am făcut asta aproape weekend de weekend și este normal să-mi lipsească, zic eu. Da. Ok, până la urmă a fost o alegere a ta să renunți definitiv la arbitraj. De asta te-am întrebat, da, dacă îți lipsește. Că dacă mi-ai fi spus, nu îmi lipsește absolut deloc, cum zicea Alex Ferguson, că a fost întrebat de Wenger, dar chiar nu îți lipsește fotbalul, că tu de-ai decis. Ce? Absolut deloc, da, nu îmi lipsește fotbalul. Atunci nu mai are sens să mai continuăm să întrebăm de ce te-ai retras, pentru că omul simțea care... Ok, ai fost scos de pe lista FIFA, da. Da, nu mai aveai de tu să arbitrezi internațional, dar decizia de a renunța la arbitraj pe plan intern ți-a aparținut. Din punctul meu de vedere, că asta mai discutam cu membrii din CCA și în special cu Alexandru Deacon, am vorbit mult pe finalul anului trecut. Din punctul meu de vedere, acești ultimii 4 ani mi-au fost luați. Chiar dacă decizia de a renunța mi-a aparținut mie. Eu consider că acești ultimii ani din cariera mea mi-au fost pur și simplu luați. Și nu vorbim doar de 4, vorbim de mai mulți. Poate chiar de 6, nu se știe. Da. Ca să înțeleagă oamenii, că poate nu înțeleg toți, da, mai aveai dreptul la 4 ani de arbitraj pe criteriu de vârstă. Și puteau fi extinși la încă 2 ani, deci cu totul vreo 6, cel puțin. Până și asta nu este în totalitate ok, pentru că criteriul de vârstă la UEFA, de exemplu, nu mai există. Deci atâta timp cât tu performezi la tine în țară, astfel încât să fii în primii, în cazul României, 7, pentru că România are 7 locuri alocate pentru lista FIFA, da? Deci atâta timp cât tu performezi și per ansamblu într-un an de zile ești în top 7, indiferent de vârstă, îți iei testele fizice, îți iei testele teoretice, indiferent de vârstă, tu poți continua pe lista FIFA. Da, UEFA nici nu e obligată să te delege peste 45 de ani dacă nu considerea că ești suficient de bun. În momentul în care tu ești pe lista FIFA, UEFA să știți că te deleagă în funcție de categoria în care te afli. Ok, în fine, deci tu mai aveai dreptul la... Deci tu mai aveam dreptul, hai să zicem, minim 4 ani. Bun, și de ce n-ai continuat pe plan intern? Ca arbitru în decursul anilor, se spune că împarți dreptatea pe teren. Este o sintagmă, un clișeu. Da. Dar chiar așa este. Tu ești acolo pentru a te asigura că se respectă o lege, legile jocului. Și dezvolți în anii ăștia un acut simț al dreptății. Și când simți că ți s-a făcut o nedreptate, suferi. Asta a fost ceea ce am simțit, că mi s-a făcut o mare nedreptate în momentul în care am fost scos de pe lista FIFA. Nu mi s-a dat nicio explicație coerentă. Nu am avut niciun fel de dialog înainte cu președintele Comisiei Centrale, cu Chiros Vasaras. Și atunci am considerat că fiind nedreptățit, nu mai pot continua să am o relație cu această comisie de arbitri care m-a nedreptățit. De ce crezi tu că Vasara s-a luat această decizie? Bănuiesc că ți-ai făcut multe scenarii, da? Fiind vorba bineînțeles, de... na. Care ar fi explicația ta pentru care s-a ajuns aici? Nu știu, modul în care s-a întâmplat a fost ca și cum aș fi fost sancționat pentru ceva. Cam așa se întâmpla. Atunci când, de exemplu, un arbitru avea prestații dezastroase pe parcursul unui an, okay, venea ca o sancțiune să fie scos de pe lista FIFA și înlocuit cu altcineva. Nu știu unde am greșit, nu mi-am dat seama exact unde am greșit în relația cu Vasara. S-a avut o relație absolut normală în decursul anilor. În campionatul intern, acum e greu să vorbești despre tine, dar pot să spun, n-am avut greșeli dezastroase
ca să spun că meritam să fiu sancționat, da, sau trebuia să fiu sancționat prin scoaterea de pe lista FIFA. Okay. Și atunci nu există, din punctul meu de vedere, nu găsesc explicație normală. Am citit declarațiile președintelui Vasaras în care spunea că vârsta pe care o îndeplin, pe care o am eu, 41 de ani, nu-mi permitea, sau mă rog, a zis că nu-mi permitea accederea în categorii superioare la UEFA și atunci trebuia să dea șansa unor altor arbitri poate mai tineri. Ok, să presupunem că ăsta ar fi fost motivul, da? Din start, vârsta, după părerea mea, nu este un criteriu suficient pentru a accede pe lista FIFA. Trebuie să mai ai și alte lucruri, unul la mână. Și doi la mână, cred că ar fi fost normal, omenesc, de un minim bun simț și un minim respect față, poate nu față de mine ca om, dar măcar față de meciurile astea, sutele astea de meciuri în care mi-am tocit picioarele pe terenurile de fotbal din România, da? Un minim de respect, să vii să discuți cu mine, să, nu știu, să încerci să-mi spui, vei rămâne observator, vei rămâne ceva, nu să-mi spui la două zile după, sau să-mi spui, domnule, strategia mea ca președinte al CCA este să dau șansa unor arbitri tineri. Te rog să înțelegi și să rămâi alături de mine Liga 1, sau să nu rămâi, faci ce vrei, dar poartă o discuție cu mine, încearcă un pic omenește. Și eu cred că lucrul ăsta pleacă de la faptul că nu este român. Și după părerea mea, nefiind român, nu-l interesează ce rămâne după ce pleacă. Discuțiile pe care le-am avut cu Alexandru Deaconu, cu Augustus Constantin, cu membrii CCA, pe care îi cunosc de 10 de ani, fără exagerare, mi-au fost colegi de când eram mic și am împărțit băncile la cursuri și am fost împreună la meciuri, am crescut lângă ei. Și le-am spus, măi, oameni buni, voi sunteți aici în țară, în România, ne cunoaștem familiile, ne știm copiii, soțiile, ne întâlnim pe stradă, vouă ar trebui să vă pese, că stricați relația cu un om absolut inutil, cu unul ca mine, care nu v-a îngreșit niciodată cu nimic. Și pur și simplu, prin tratamentul la care am fost supus, s-a stricat o relație. Dacă vrei să aplici un model de cum să strici o relație cu un om, ăsta este. Sună-l la două zile după și spune rece și mecanic, ai fost scos de pe lista FIFA, era să-mi cadă telefonul din mână. Asta este, la revedere, o zi bună. Și din acel moment ai mai avut vreun dialog cu Niciun Vasaras? Dialog. Absolut niciun dialog. Nici eu nu l-am inițiat, evident că nu mai aveam de ce. Din momentul ăla am pierdut sem atât încrederea cât și respectul. Și el n-a încercat în niciun moment să mai discute cu mine. Au încercat Alexandru Deaconu și Augustus Constantin să mă convingă să rămân în continuare, dar le-am spus de la început, din prima clipă, măi, decizia mea în momentul ăsta este să renunț, pentru că nu mai pot continua, dar, uite, vă promit că am să mă mai gândesc, dar în discuții ulterioare nu au reușit să mă convingă. Nu ai mers să discuți cu președintele Federației, de exemplu. Ok, el n-are o influență, dar... Ca idee, adică să te plângi lui, domnule, vreau și o explicație totuși, pentru că nici până în momentul de față nu a apărut o explicație în spațiu public oferită de Vasaras, de Comisia Centrală pentru modificările pe lista FIFA. A apărut explicația aceea cu vârsta. Vasaras a dat un interviu în care a explicat în ceea ce îl privește pe Marius Avram și îi privește pe Marius Avram și Sebastian Colțescu, decizia de a-i schimba de pe lista FIFA vine din cauza vârstei pe care o. Mă rog, pe principiul ăsta cred că n-ar mai exista arbitru în lume care să mai termine la 45 de ani. Decât dacă ești în elita mondială, nu? Restul ceilalți care, să spunem, n-ajung în elită, ar trebui eliminați de pe la 40-41 de ani. Deși ei, să spunem, pornim de la principiu că, domnule, tu ai performat ok la tine în campionat. Și din punctul ăsta de vedere, merit să fii acolo în top. Ai dus meciuri grele, meciuri multe, meciuri în care, să spunem, comisia la un moment dat era sub presiune și simțea nevoia de o supapă și atunci te trimitea pe tine, se rezolva meciul ok, fără scandal, deci te foloseau ca un arbitru de top. Da. Iar apoi când a venit vremea să te trateze ca pe un arbitru de top, lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Și atunci apare sentimentul ăsta de nedreptate, de care vorbeam mai devreme. Care ar fi principalele două lucruri pe care le-ai reproșat lui Vasaras, acum trecând peste, să spunem, chestiunea asta care ești implicat? Adică lucruri care, pentru că e destul de mult în această funcție, a trecut destul de multă vreme. E de vreo 7-8 ani, nu știu exact când a venit, în 2014, cred că 2000, da. Dar 2013, să nu uităm că el a venit prima oară în calitate de consultant când era tata președintele Comisiei Centrale Arbitrilor și în 2010, dacă nu mă înșel, după care ulterior a devenit președinte plin. Ce să-i reproșez? Nu vreau eu să-i reproșez nimic personal, vreau doar să spun atât. Eu țin minte că el a venit cu un program. În momentul în care a fost investit în funcție, a fost o conferință de presă în care a prezentat un program de dezvoltare a arbitrajului românesc, în care a avut mai multe puncte. Punctele erau implicarea comisiilor județene de arbitraj în atragerea de arbitri noi. Da? Alt punct era, din acești arbitri nou atrași, descoperirea de tinere talente, susținerea lor și promovarea lor pentru accederea către Liga 1. Un alt punct era creșterea calității arbitrajelor în Liga 1.
Alt punct era intrarea într-o nouă eră de transparență și comunicare de către Comisia Centrală a Arbitrilor și de către arbitrii. Și ultimul punct, prezența arbitrilor români pe plan internațional. Să judece lumea fotbalului, mass media, voi ca ziariști, câte din aceste 5 puncte a îndeplinit Vassaras de când și-a prezentat proiectul lui de dezvoltare a arbitrajului românesc. Spune-mi că eu mi-am notat aici, poate că am greșit. Tu de când activezi în Liga 1, da? Da. Au fost așa ca președinți la Comisia Centrală. Gheorghe Constantin Vâlcea. Da. Vasile Avram. Da. Ion Crăciunescu, nu știu, cred că și Huzu. Aron Huzu, da. Aron Huzu. Deci Crăciunescu l-am pus. Vassara, s-a mai fost cineva? A fost pentru o scurtă perioadă de timp Ioan Igna. Da. A fost o perioadă foarte scurtă de timp. Foarte scurtă, da, Igna. Așa, i-aș mai adăuga, pentru că am avut de la începutul carierei pe Dan Petrescu, Dumnezeu să-l odihnească, celebru Fibră. Fibră, da. Nicolae Grigorescu, care a urmat la conducerea Comisiei Centrale. Eu am de când ești tu la Liga. Adică sunt în Liga 1, okay. Da. Și vreau să te întreb dintre ei, da? Da. Din punctul tău de vedere, ca arbitru, spune-mi care au fost cei mai buni doi. Din ce punct de vedere? Eu cred că fiecare a avut calitățile lui, da? Pentru un arbitru, da, să fie învățat la cursuri, cel, da, care explică cel mai bine, da, cel care susține arbitrii cel mai mult, cel care îi certa constructiv cel mai bine. Faci un mix și îmi spui, după părerea ta, din toți aceștia, că sunt și foarte mulți, da, cei mai buni doi. Sunt subiectiv, pentru că evident că eu îl văd pe tatăl meu, sunt subiectiv. Ok, îi, da, lăsăm la o parte. Deci hai să lăsăm la o parte. Le excludem, da, în acest, pentru că eu le-aș pune întotdeauna pe primul loc, bineînțeles, în toate topurile. Eu îl văd de mic copil, mi-am dorit să fiu ca el, este eroul meu. Fără Vasile Avram atunci, da, ok. Președinții prin care am trecut, Comisiei Centrale Arbitrilor, în general, românii, prioritizau Liga 1 și campionatul intern în filozofia lor de abordare a conducerii Comisiei Centrale Arbitrilor. Lucrul acesta, nu știu, după părerea mea, acum nu se mai întâmplă și din punct filozofic vorbind, de filozofia fotbalului, Liga 1 nu mai este prioritate. Pentru actualul președinte. Mă refer pentru actualul președinte și spun lucrul acesta pentru că se pare că dezvoltarea de la bază către vârf, eu așa aș evalua activitatea unor arbitri. Care sunt arbitrii crescuți, promovați, da, susținuți, instruiți de către Comisia Centrală? Care sunt arbitrii nou intrați în Liga 1, tinere talente, da, care au făcut pasul către marea performanță în ultimii 7 ani. De când e Vassaras. Da. Și, da, nu știu, ar trebui poate să se facă de către voi, de ziariști, în general, zic, o analiză din punctul ăsta de vedere, care sunt arbitrii crescuți, instruiți și promovați de Vassaras, de 7 ani de zile. Tu ai idee cât petrecea Vassaras în România? Pentru că ai fost în fenomen, adică că te interesa, știai lucrurile astea. Nu știu exact. Știu că din ce în ce mai mult în ultima vreme, în ultimul an, jumate, doi, știu că a petrecut foarte mult timp în România. Mă rog, excludem perioada asta de pandemie, în care nu știu exact, dar pe măsură ce a trecut timpul, probabil și la presiunea celor din România, a crescut și perioada pe care o petrecea în România. Dar nu știu exact. Mă întorc. Spune-mi, da, două nume. Din punctul de vedere, repet, care au fost cei, da, mai buni, așa cum i-ai perceput tu, că poate pentru alți arbitri nu e la fel. Adică trebuie să dau două nume din trei, dintre Gheorghe Constantin, Aron Huzu, păi, și, nu, Vassaras. Și pe Fibră, Igna. A, de când am crescut eu, de când am crescut eu, da. Dan Petrescu, după părerea mea, era un președinte extraordinar, care avea atât abilitatea de a descoperi talente, arbitrii talentați, cât și de a te motiva. Mi-a fost de foarte multe ori observator. Uh-huh. Și avea un stil aparte de a te face să te concentrezi la anumite meciuri. Și când a fost președintele arbitrilor, foarte mulți arbitri au crescut și au ieșit din mâna lui. Ca să, apoi, da, în general, nu știu ce să zic. Cu Nicolae Grigorescu, tot așa, am avut o relație foarte bună. Și el a fost cel care a venit și a restructurat într-un fel arbitrajul românesc într-un moment foarte dificil. Ca imagine și ca imagine de forță pentru arbitrii, a fost Ion Crăciunescu, care era într-un fel total diferit față de omul pe care îl vedeam la televizor ca analist în momentul în care a venit la Comisia Centrală. Eu am avut foarte multe momente dificile cu el, dar ceea ce am înțeles, măcar și eu în perioada aia, a fost că el era cu adevărat un scut pentru arbitrii. Uh-huh. Și ceea ce am înțeles și el în perioada aia este că putea să se bazeze pe mine ca arbitru, la indiferent de nivelul meciului. Deci până la urmă, diferențele noastre în timp ușor, ușor s-au rezolvat. Ioan Igna,
un nume extraordinar de mare. Din păcate l-am prins pentru o perioadă foarte scurtă de timp. Un psiholog extraordinar, un om care înțelegea foarte bine cum gândește arbitru în teren și unor rămâneam surprins că îmi spunea exact la ce m-am gândit eu într-o anumită situație, într-o anumită fază, lucruri pe care eu le credeam să spunem intime. Dar el, având atât de mare experiență, atât ca arbitru, cât și ca observator, profesor de arbitru în decursul anilor, înțelegea atât de bine fenomenul încât putea să te citească dintr-o privire. Cu Gheorghe Constantin din Vâlcea, el a fost cel care mi-a dat prima șansă de arbitra în Liga 1. În 2006, nu? Sau când în 2006, noiembrie 2006, țin minte, era un meci Faru-Jiu, 0-0, un meci care mi s-a părut de o viteză ieșită din comun, n-am simțit când au trecut timpul și când am stat acasă și m-am uitat la televizor, m-am plictisit uitându-mă la meci, deci era, mi s-a părut foarte plictisitor, da? Din cauza emoțiilor am zis, mamă, foarte tare meciul. Spune-mi un lucru. Dar am avut diferențe și cu el, în ce sens? De acolo a pornit legenda asta cu înălțimea. Deci de la Gheorghe Constantin. Să știi că asta n-a fost problema. Documentându-mă pentru această emisiune, am găsit declarații oficiale făcute în presă, de exemplu de Dumnezeu să-l odinească, Dan Lăzărescu. Așa. În care spunea: s-a modificat regulamentul special pentru Marius Avram, pentru că nu îndeplinea baremul de înălțime, avea sub 1,70 și trebuia peste 1,70. Și atunci când există în spațiu public o declarație din partea unui fost asistent FIFA, fost membru al Comisiei Centrale, evident că se creează un subiect. Declarațiile lui au fost ulterior episodului petrecut în cadrul Federației de Fotbal, pe care l-am mai povestit, dar am să-l reiau foarte pe scurt. A apărut o scrisoare anonimă. Era la modă într-o perioadă, nu știu dacă îți mai amintești că erai jurnalist. A apărut la comisie. La Federație. La Federație. Exact. O scrisoare anonimă. Cum venea un președinte nou, venea o scrisoare anonimă. În scrisoarea anonimă, pe lângă multe alte puncte care nu mă priveau, un punct acolo era: Marius Avram și-a falsificat înălțimea în fișa medicală. Și el, de fapt, nu îndeplinește baremul de 1,70. Uh-huh. Atunci Gheorghe Constantin m-a chemat la Federație împreună cu președintele de atunci Mircea Sandu, cu Florin Prunea, și el erau într-o cameră acolo și au zis: hai să-l măsurăm, să vedem dacă îndeplinește sau nu baremul. Acum eu întreb, cât de ușor este să demonstrezi că ai înălțimea pe care o ai? Te-ai simțit jignit în momentul ăla? Foarte puțin umilit. Da. Foarte puțin umilit, pentru că să te pună la pere, te stragă cu linia, un pic ești, simți așa în stomac, așa, bă, ce naiba mă, în situația asta. Dar, pe de altă parte, din momentul ăla, cel puțin în cadrul Federației, Mircea Sandu a luat hotărârea și a spus de față cu mine acolo, din momentul ăsta să nu mai aud de Avram problema legată de înălțime. Am văzut cu ochii mei care are înălțimea și n-are cum să-și o falsifice că ăsta e, da, m-am descălțat acolo, să arăt, domne, terminați cu prostiile astea. Și a zis să nu mai aud niciodată discuții legate de Avram de înălțime. Ok? Ok, ultim. Iar apoi la fiecare curs a venit Aron Huzu, de exemplu. A venit Aron Huzu, el ne făcea echipă cu Dan Lăzărescu. Da. Primul lucru pe care l-au făcut a fost ca la vista medicală pe care am făcut-o noi, după testele fizice pe care le-am dat, să ne măsoare, să vadă dacă îndeplinim sau nu baremul de înălțime. Probabil fiind influențați de legendele care circulau că eu nu îndeplinesc, au vrut să verifice cu ochii lor, da? S-a încheiat și discuția asta. Au fost la medicină sportivă, intra împreună cu mine acolo la cabinet. Era surprinsă doctorița aia, doamna, zicea: domne, ce căutați aici? Doamne, am zis să văd. Haide, domne, intrați lângă mine să vedeți că nu e niciun fel de problemă. S-au ne măsurat și la stadionul Dinamo după testele fizice să vadă că îndeplinim baremul. Dar ulterior a fost scos acest punct din regulament? Da, a fost. De ce? Dar de ce? Pentru că niciun fel de discriminare nu este permisă, nici măcar de înălțime. Este o discriminare evidentă. La fel de bine putea să scrie regulament că nu poți fi arbitru cu ochii verzi. Era absolut același lucru. Sau nu poți fi arbitru mai chelios. Deci, din punctul ăsta de vedere, a fost eliminat pentru a fi în concordanță cu toate normele care spun discriminarea nu este permisă în sport. Am înțeles. Da. Vreau să vedem o comparație. Da. Lista FIFA 2010, de ce am luat acel moment? Pentru că tu atunci ai fost promovat. Da, atunci am intrat. Da, la 1 ianuarie 2010. Da, da. Cum arăta atunci componența listei FIFA și cum arată la ora actuală, că suntem în ianuarie 2021, fără tine. Da. Da? Deci, practic, după 11 ani petrecuți pe lista FIFA, prima întrebare pe care vreau să ți-o adresez este: care listă, evident facem trimitere ce însemnau arbitri în 2010, da, și ce înseamnă acum, care listă ți se pare mai valoroasă strict din punct de vedere al prestației arbitrilor? Este, analiza după părerea mea trebuie să fie mult mai profundă decât pur și simplu să nominalizez eu anul 2010 sau anul 2021. Dacă e să privim ca performanțe europene, da, este evident că prin prezența a doi arbitri români în elita arbitrajului european și automat mondial, pentru că Europa este un top în ceea ce este fotbalul. Clar, da? Da. Deci doi arbitri prezenți în elita arbitrajului mondial reprezintă o performanță pe care România n-a mai avut-o niciodată în istoria fotbalului. Da. Deci este ceva extraordinar.
Deci, din punctul ăsta de vedere, noi nu putem să facem comparație între cele două liste pentru că nu și are sensul. Dar, pe de altă parte, arbitrii de acolo din lista 2010, Alexandru Tudor, Cristi Balaș, care erau în 2010 deja cu oarecare experiență, au fost deschizători de drumuri pentru Ovidiu Hațegan, Ișvan Kovac, Marius Avram, Radu Petrescu și ceilalți de acolo. Practic, ei au fost cei care au depășit acele bariere, acele stereotipuri pe care le aveau despre noi, românii, că suntem în așa fel încât, domne, cine țara asta mică, România, nu i-a băgat nimeni în seamă. Cei care au venit cu limbi străine, care au venit cu personalitate, care au venit cu un comportament demn de lista FIFA, demn de competiții europene, primii, au fost cei de pe lista FIFA din 2010. Tudor, Balaj, Alexandru Deaconu, și ei au fost cei care au deschis drumul celorlalți. Deci n-ar fi corect, spun eu, ca eu să spun e mai bun X decât Y sau e mai bună lista de acum decât lista de atunci. A doua întrebare. Da. Pentru că ai spus despre faptul că nu mai ești pe lista FIFA 2021 și, repet, sunt de acord cu tine, că ți-a făcut o mare de dreptate. Vreau să te întreb un lucru și apelez la sinceritatea ta. Da. Dacă tatăl tău nu era președinte al comisiei în 2009, crezi că ai fi fost promovat pe lista FIFA? Evident că e o părere pe care poți să o ai, că nu știm ce s-ar fi întâmplat. Da. Haideți să vă spun o poveste. Eu, tatăl meu a succedat lui Aron Huzu. Da, i-a urmat lui Aron Huzu la conducerea Comisiei Centrale Arbitrilor. După ce am fost pus pe lista FIFA, și lucrul ăsta îl poate confirma domnul Huzu, dar îl puteți suna oricând, m-a sunat atât pe mine și l-a sunat și pe tatăl meu și mie personal mi-a spus: Marius, felicitări, meriți să fii acolo unde ești și eu, dacă eram președinte, ai fi fost unul dintre cei luați în calcul pentru lista FIFA. De altfel, când Aron Huzu a venit la conducere, primul meci pe care l-a avut a fost o Supercupa României, CFR cu Urziceni. Un meci arbitrat de un arbitru din Buzău, în care ești un scandal monumental. Arbitrul respectiv a fost retrogradat în Liga 4 după meciul ăla. Următorul meci, prima etapă din campionat, CFR Cluj-Urziceni. Arbitru delegat, Marius Avram. Observator a fost Mircea Neșu, Dumnezeu să-l odihnească. Un meci crucial pentru Comisia Centrală. După acel meci, Aron Huzu mi-a dat aproape etapă de etapă cât a fost el președinte, m-a chemat la Mogoșoaia personal să discute cu mine și mi-a spus: ești unul din favoriții la lista FIFA. Țin-o tot așa. Faptul că tatăl meu a venit și apoi eu am intrat pe lista FIFA într-unul din cele două locuri libere a fost, de fapt, o încununare a meciurilor arbitrate până atunci. Eu am demonstrat până atunci că pot arbitra orice meci în Liga 1. Comisia Centrală, Gheorghe Constantin din Vâlcea, m-a delegat, nefiind pe lista FIFA, Dinamo Uniunea Urziceni, locul 1 cu locul 2. Meci de o importanță majoră în campionatul respectiv. El a făcut-o bazându-se pe faptul că pot duce acest meci. De altfel, filozofia pe care tatăl meu a încercat să mi-o inducă încă de când eram arbitru tânăr a fost că, ca să accezi într-o clasă superioară, trebuie să fii capabil să arbitrezi orice meci în clasa în care te afli acum. Deci, ca să ajungi pe lista FIFA, trebuie să poți să arbitrezi orice meci în Liga 1. În momentul în care eu am demonstrat că pot să arbitrez orice meci în Liga 1, pasul către lista FIFA a fost natural. Deci răspunsul la întrebarea ta, scurt, este: eu cred că da, aș fi meritat să intru pe lista FIFA, indiferent dacă ar fi fost tatăl meu sau nu. Am înțeles. Da. Mai departe, cât de mult te-a ajutat faptul că ai fost băiat de arbitru? Și aici deschid o discuție mai amplă. Da. Cât înseamnă ca pondere în cariera unui arbitru influența? Că e din partea unui părinte, că e din partea unui om important care te place, habar n-am. E o nuanță foarte importantă asta, că e din partea unui părinte sau că e din partea unui om foarte important. Scuze că te-am întrerupt aici. De ce spun asta? Pentru că nu-i poți reproșa unui părinte că își ajută copilul. Da? În schimb, care alt om important să aibă influență și să ajute un arbitru? Adică asta aici mi se pare deja un lucru destul de delicat. Da? Deci, care este tatăl din arbitraj pe care îl are unul care nu are un tată natural, da? Deci este foarte delicat. Ok, m-a ajutat enorm tatăl meu prin faptul că a fost arbitru. Enorm m-a ajutat. De primii pași pe care am făcut în arbitraj, eu de mic copil mi-am dorit să fiu ca el. Mi-am dorit să fiu arbitru. Am crescut cu arbitrajul în casă, îl vedeam pe el la meciuri, uneori la televizor, deși erau transmise foarte puțin, dar înainte puteam să merg și la stadion. Nu era... Acum e dificil să spunem să vină familia arbitrului să vadă meciul. Ei, când eram eu copil, mergeam să-l văd pe tatăl meu. Prietenii de familie erau arbitrii și eu îi vedeam ca pe niște eroi, ca pe niște zei. Îmi doream să fiu și eu ca ei. Ajutorul a fost în pregătire teoretică, pregătire fizică. Venea cu mine pe stadion, la fiecare antrenament, cu fluierul în spatele meu. Când simțea că o las mai moale, mă fluiera. Exersam cu el. El, cunoscând foarte bine fenomenul, mi-a făcut așa un fel de analiză: punctele tale forte, punctele tale slabe. Da?
unul din punctele mele slabe a fost faptul că eu nu sunt înalt. Și atunci se spunea, n-ai nicio șansă. Aoleu, câți mi-au spus, n-ai nicio șansă să ajungi pentru că ești mic de înălțime. Și nu te poți impune în fața jucătorilor. E un dezavantaj. Este un dezavantaj și atunci trebuie să încerci să-l compensezi. Cum? Prin dialog, prin gestică, exersam cu el în fața oglinzii. Deci ajutorul ăsta a fost enorm pentru mine. A contat foarte, foarte mult pe termen lung. El deja îmi pregătea promovarea, să spunem, în Liga 1, unde vor fi meciurile televizate, prin antrenamentele pe care le făceam pe stadion, unde exersa cu mine mimica feței, gestică, atenție, camera e pe tine. Trebuie să înțeleagă toată lumea decizia pe care o iei și de ce o iei. Deci, din punctul ăsta de vedere, am primit un ajutor și, într-adevăr, un avantaj pe care poate alții nu l-au. La nivel de influență, dincolo de chestiunile... La nivel de influență m-a ajutat enorm. Iarăși folosesc cuvântul ăsta. De ce? Un arbitru este foarte greu să se strecoare, mai ales în vremurile alea. Acum, să spunem, lucrurile s-au mai schimbat pentru unul care intră nou în fenomen. Dar în acele timpuri eu am debutat în Liga 3 în 2001. Deci acum foarte mult timp, acum 20 de ani. Și atunci se mai practica să vină la tine cu propuneri, cu bani, cu domne ajută-ne și pe noi, presiune de toate tipurile. Observatorii, din păcate, erau cum erau și încercau și ei să influențeze, poate să avantajeze o echipă sau nu. Nu le ieșea treaba, te sancționau sau te pedepseau. E și întotdeauna pentru mine, tatăl meu, i-a fost un scut din punctul ăsta de vedere. Foarte multe echipe, de exemplu, din Liga 1 aveau echipe satelit în Liga 3. Și când eu mă duceam să arbitrez, dacă vreunul și s-a întâmplat odată ca unul din conducătorii de club să fi decontat în numele meu sume de bani, da? Uh-huh. Informația asta ajungea foarte repede la tatăl meu. Și atunci el putea urgent să rezolve problema, lucru care s-a și întâmplat atunci, și să scap într-un fel de imaginea asta nedreaptă, că aș fi luat bani la un meci la care n-am luat. Totodată, oamenilor, într-un fel, tot timpul le-a fost, mă refer la ligile inferioare, tot timpul le-a fost așa un pic, nu vreau să spun teamă, dar un pic de distanță au păstrat și știind că tata e acolo la Liga 1 sau că este apropiat de arbitraj în general, nu m-au încălecat, ca să folosesc un termen plastic. Și într-un fel am fost protejat. Deci din punctul ăsta de vedere, tata a avut o influență foarte mare. Totodată când eu simțeam că vine un observator la meci și s-a întâmplat, care încearcă să mă împingă într-o direcție sau alta și există riscul ca eu să-mi fac treaba cât de bine și totuși să fiu sancționat, eu îl anunțam. Și apoi el vorbea la Comisia Centrală din timpul respectiv. Doamne, Marius m-a informat că uite ce se poate întâmpla. Vă rog, trimiteți supervizor. Și venea supervizor secret, fără să știe observatorul respectiv. Mi s-a întâmplat la un meci și urmărea meciul și făcea un raport separat, care dacă nu corespundea apoi cu raportul observatorului, poate alți arbitri nu au avut ajutorul ăsta. Am înțeles. Da. Crezi că a acționat în arbitrajul românesc și următoarea regulă? Pentru că au fost foarte mulți arbitri copii de foști arbitri, da, care erau în comisie sau care erau observatori. Da. Vasile Avram merge observator la un meci și l-are de observat pe băiatul Costică Suceavă. Da. Costică Suceavă merge la un meci, la un moment dat, în care l-are de observat pe Marius Avram. Da. Și, evident, eu îi dau notă mare băiatului lui Vasile Avram, care la rândul lui să-i dea notă mare băiatului meu. Adică celebru, pleacă nepotisme în arbitraj, tot felul de articole, da, care au apărut de-a lungul timpului și... Crezi că au fost? Acum nu știu dacă în cazul... Eu vreau să răspund fost... tot cu o întrebare. Până unde crezi că pot merge lucrurile astea? În momentul în care ajungi în Liga 1, unde ești pe teren, cu toate camerele ațintite asupra ta... Da, e important dacă ai susținere... Acolo ești singur în fața tuturor. Deci, practic, indiferent ce note ai primit tu în trecut, poate drepte sau nu... În momentul ăla ești acolo, în teren, camerele sunt pe tine, demonstrează toată valoarea. Ai bine, n-ai la revedere. Și cred că în delungul anilor au fost foarte mulți copii de arbitri care n-au reușit. N-au promovat în Liga 1 sau dacă au promovat, n-au ajuns la performanță să ajungă pe listă FIFA și să aibă acolo longevitate. Da? Să stai mai mult de 10 ani pe lista FIFA. Dar au fost și foarte mulți care au fost. Foarte mulți. Au fost destul de mulți care au fost. Ok, în trecut nici nu erau meciurile așa televizate ca acum, dar... Eu unul n-am auzit niciodată de discuții de genul ăsta în care să vină la mine observator, mai ales că din câte mi-aduc eu aminte, s-a introdus o regulă, dar nu știu în ce an, deci n-aș vrea să spun 100%, în care nu mai puteai fi observator în nivelul în care este copilul tău. Da? Deci, a fost la un moment dat, da. Deci da, dar nu mai știu în ce an sau când s-a introdus sau când s-a... Pe de altă parte, tata a fost observator foarte puțin timp, când eu eram la începuturile carierei mele de arbitru, iar apoi a fost la Comisia Centrală cât 2 ani de zile. Da. În rest au fost toți aia pe care mi-am numerat împreună mai devreme. Știu că nu vrei să comentezi momentele alea prin care a trecut tatăl tău cu, da, condamnarea. Te întreb altceva. Ce mesaj ai avea pentru oamenii
care încă privesc cu neîncredere integritatea arbitrilor români, spunând în felul următor: din moment ce doi președinți ai Comisiei Centrale au fost condamnați pentru acte de corupție fiind în această funcție, cum pot să am încredere într-un arbitru român? Da. Da, nu știu ce le-aș răspunde. Le-aș răspunde că, totuși, după părerea mea, așa cum fenomenul fotbalistic la ora actuală nu mai este atât de tumultos cum era în vremurile respective. Erau scandaluri permanente la televizor, scandaluri toate punctele de vedere. Adu-ți aminte, te rog frumos, că erau echipele Steaua, Dinamo, Rapid, Craiova, Urziceni, Vaslui, Timișoara, n-aș vrea să uit vreuna, Galați, Bistrița, Piatra Neamț, da? 10. Orice meci între echipele astea avea un potențial de explozie și de scandal. Corect. Maxim. Da? E acum, dacă ne raportăm la ceea ce se întâmplă acum, nu mai există aceeași, cum să zic eu, potențial de scandal în presă și automat, din punctul meu de vedere, poate lucrurile respective, de exemplu atunci scandalurile alea, și aveau rădăcina în unele practici vechi. Atenție! Sistemul în vremurile respective era de așa natură încât ori erai parte, ori nu aveai nicio șansă să promovezi. Da? Cei care s-au luptat primii cu aceste lucruri și au bătut cu pumnul mată domnului noi nu, au fost tocmai acești băieți, Tudor, Balaj, da? Care, țineți minte, erau conducătorii echipelor din Liga 1 în comitetul executiv. Deci ei practic aveau și pâinea și cuțitul. Ei decideau cine e pe lista FIFA, ei te aveau la mână din toate punctele de vedere. Acum ei sunt în comitetul executiv, dar nu mai au niciun rol în ceea ce privește. Da? Deci eu le-aș spune oamenilor, aveți încredere în arbitrii români. Din punctul meu de vedere, arbitrii români nu sunt corupți. Arbitrii români sunt arbitrii corecți și cinstiți, care își fac treaba cât de bine pot ei în momentul respectiv. A, că sunt greșeli. Sper că se va introduce acest sistem VAR cât mai repede, care îi va ajuta pe arbitrii români să depășească controversele. Spune-mi cât de bine se câștigă în arbitraj, din punctul tău de vedere. La nivelul la care ai ajuns, evident, nu că... Ok, asta e o discuție. La nivelul la care am ajuns, la nivel internațional, în care în țară poți să spunem că poți să ai 20-23 de meciuri, 24 de meciuri pe an. Și apoi mai ai 4-5 internaționale. Mai pleci și rezervă cu un coleg de-al tău la un alt meci sau înainte mai mergeam adițional. Se poate trăi foarte bine din arbitraj în România la ora actuală. Dar dacă e să facem o medie a câștigurilor arbitrilor din Liga 1, descoperim dintr-o dată că arbitrajul nu este o meserie din care se trăiește bine. Sunt arbitrii care au 2-3 meciuri pe an. Sunt de 10 ani în Liga 1 și au 2-3-5 meciuri într-un an de zile. Se câștigă bine din arbitraj? Poți trăi din arbitraj dacă ai 5 meciuri într-un an? Răspunsul meu este nu. Clar. Dar la nivelul de top, da. Singurii care la ora actuală, după părerea mea, pot să aibă o viață foarte bună din arbitraj sunt Hațegan și cu Kovac, care se duc în elită, au foarte multe meciuri internaționale, evident, foarte multe meciuri în țară, dar până și ei sunt în pericol. Să ne imaginăm scenariul unei accidentări grave. Doamne ferește, nu-l doresc nimănui, să nu se creadă că asta îmi doresc. Dar să ne imaginăm scenariul horror al unei accidentări grave. Da? În cazul unui fotbalist, cel puțin pe durata contractului, omul ăla își primește banii. În cazul unui arbitru, din momentul ăla, încasările lui sunt zero. Din secunda în care nu mai poate arbitra, a început să încaseze zero. Da, e adevărat că s-a terminat. Riscul unei accidentări pentru un arbitru e mult mai mic decât pentru... Doamne ferește, au apărut probleme de sănătate. Ați văzut cazul lui Radu Petrescu, da? Da. Care a avut operația foarte dificilă, da? Un noroc extraordinar că a putut să revină. Foarte mulți în situația lui nu mai reveneau. Ce făcea? Dacă singura lui sursă de venit este arbitrajul, da? Ce face omul ăla în situația respectivă, care a investit în fenomenul ăsta, să spunem, 20 de ani din viața lui? O să am și câteva întrebări de la Cristi Balaj. Până când le pregătesc colegii mei. Spune-mi, dacă să spunem de mâine ai fi președinte al comisiei, da, situația asta ipotetică, care ar fi primele două măsuri pe care le-ai lua? Ar fi multe, dar primele două, adică cele mai importante. Da, în primul rând aș prioritiza campionatul intern. Pentru că trebuie să se înțeleagă că este Comisia Centrală a Arbitrilor din România. Uh-huh. Da? Nu este Comisia Centrală a Arbitrilor români din cupele europene. Okay? Ok? Deci aș prioritiza campionatul intern. Le-aș explica arbitrilor că din acel moment, pentru mine cel puțin, și atunci și pentru ei, cel mai important lucru este felul în care ei arbitrează în Liga 1. Că sunt mai relevante prestațiile din Liga 1 decât cele din Europa. Nu mă interesează că încasează acolo 5-10.000 de euro, nu e problema mea. Pentru mine, ca președinte CCA din România, prioritatea numărul 1 este campionatul intern. Ok. Da? Deci asta ar fi unul din lucrurile pe care aș încerca să le schimb în ceea ce privește filozofia
și sunt sigur că ei ar înțelege. Ok, e dificil când te duci acolo pe teren și câștigi, am spus, 5.000 de euro și vii aici și iei 5.000 de lei. Dar asta totul pleacă de la filozofia pe care o transmite Comisia Centrală a Arbitrilor. Un alt lucru pe care l-aș face ar fi, vreau să-ți reamintesc programul lui Vassaras. Deci ideile sunt extraordinare. Ele sună foarte bine. Dacă ele nu sunt dublate de un plan de acțiune concret, cu rezultate palpabile și foarte ușor de cuantificat în timp, cu follow-up periodic, cu urmărire, cu mers prin țară, cu discuții cu oamenii, cu folosirea oamenilor din teritoriu, acele comisii județene de care vorbim, acei instructori zonali care nu știu ce fac, sunt doar pe hârtie, habar n-am cine sunt, folosirea lor cu adevărat în descoperire de tinere talente, stoarcerea arbitrilor de top, Ișvan, Hațegan, care se duc la Real Madrid, Barcelona, Bayern Toate Munich, la cele mari echipe și copiii ăștia care vor să se apuce sau nici nu știu că vor să se apuce de arbitraj și îi văd acolo în competițiile majore, iar noi nu-i stoarcem ca imagine, deloc, nu-i folosim. Îi trimitem acolo, până și UEFA... Da, hai să vedem, că nu mai avem foarte, foarte mult timp, întrebările de la Cristi Balaj. Da. 4 întrebări. Prima, dacă ai fi fost rugat de către președintele CCA sau de conducerea FRF să continui să arbitrezi pe plan intern, ai fi făcut acest lucru? Nu aș fi făcut acest lucru. Deci nu ai fi făcut acest lucru. Nu se schimbă cu nimic sentimentul de nedreptate. Uh-huh. Da? Dacă aș fi fost o rugăminte de către conducerea FRF sau de către președintele CCA. Rugămintea a existat din partea unor membri ai Comisiei Centrale. Da, nu din partea lui Vassaras. Da, nu din partea lui Vassaras, care Vassaras nu știu de ce a rupt total dialogul, iar de obicei conducerea FRF nu prea s-a implicat în problemele legate de arbitraj. Adică cel puțin președintele Răzvan Borleanu, cred că l-am văzut toată la un curs în care a venit să ne prezinte faptul că este alături de noi, da? Uh-huh. Dar niciodată nu au existat discuții cu el personal despre anumite lucruri, deci nu cred că ar fi fost Mai departe, a doua întrebare din partea lui Cristi. Spune așa, Cristi, ai simțit în ultimii ani că actuala conducere a CCA a sprijinit arbitrii atunci când aceștia aveau anumite solicitări? Da, e o întrebare un pic, cum să spun, vagă. Aș fi preferat să fie un pic mai punctuală. Uneori, atunci când aveam anumite solicitări, da, când aveam alte solicitări, nu. Ca exemplu. Și de obicei lumea așteaptă răspunsul la întrebarea care este alea cu nu. Da. Atunci am să merg direct acolo. La fiecare curs și nu numai. Noi arbitrii ne întâlneam, cel puțin arbitrii FIFA, stăteam de vorbă și veneam cu solicitări către Comisia Centrală Arbitrilor. Să ne ajute în a obține decontarea cheltuielor cu transportul, pentru că nefiind decontate, ele generau niște inechități în ceea ce privește câți bani rămân unui arbitru care e din Oradea față de unul din București. Da? Deci decontarea, separarea într-un fel a transportului față de încercarea de a deconta cazarea. Ajutați-ne să ne schimbăm echipamentul. În sfârșit, după 7 ani de zile, deci te rog să mă crezi că era tocit echipamentul ăla pe noi. Nu mai știam ce să mai facem. Îi rugam la fiecare curs să ne schimbe echipamentul. La fiecare curs venea secretara să ne ia măsurile și îi băteam și obrazul de a fata aia și n-avea nicio vină. Da. Și exemplu de solicitări pe care noi le-am avut permanent și în care n-am simțit în momentele respective un sprijin. Următoarea întrebare e cumva și o dezvăluire pe care l-o face. Zice așa, știu că ai fost prezent într-o ședință a Comitetului Executiv când ai mers împuternicit de arbitrii români pentru a prezenta anumite doleanțe pe care voi le aveați la acel moment. Membrii CCA v-au susținut în acest demers sau ați simțit că s-au delimitat de voi? Da. A fost o ședință a noastră arbitrilor, fără membrii CCA, în care am zis, domne, haideți să facem ceva, pentru că Comisia Centrală nu are niciun fel de intenție să ne ajute din punctul ăsta de vedere, hai să mergem noi către Comitetul Executiv. Colegii, spre bucuria, onoarea mea, m-au selectat, au zis, Marius, te rog frumos, tu trebuie neapărat să mergi, da? Uh-huh. Fă o prezentare și mergi. Am discutat, singurul cu care am discutat a fost Vassaras, care a zis, da, ok, o să vorbesc la federație, i-am făcut o solicitare în numele arbitrilor, în scris, către Comisia Centrală, pe care am trimis-o oficial, am zis, domnule, nu mai mergem să discutăm la curs, hai să facem demersuri ca la carte, oficiale, înregistrate, semnate de arbitri, să se vadă că noi suntem uniți și încercăm să ne luptăm un pic pentru drepturile noastre. Și Vassaras a obținut un timp pentru mine să merg în Comitetul Executiv. Comisia Centrală nu a acordat niciun sprijin în demersul nostru atunci, nici un fel de sprijin. Zero. Am fost singur aruncat efectiv acolo în Comitetul Executiv,
am prezentat, am pregătit o prezentare în PowerPoint, am pregătit la imprimantă pentru fiecare membru din comitetul executiv, le-am mulțumit pentru ocazia care mi se oferă, deci, și am prezentat din partea comisiei. Deci totul am făcut singur. Am înțeles. Am format un grup cu arbitrii pe WhatsApp, acolo ne-am consultat ce să scriem, cum să scriem, ce asta să era ce întreba. Da? Încă o întrebare, că apoi vreau să vedem repede și niște faze. Consider că în ultimii ani CCA a promovat în Liga 1 anumiți arbitri care nu meritau acest lucru și care ulterior au avut rezultate mediocre atât la testele fizice cât și la ca prestații la meciurile oficiale? Și cum crezi că au reușit astfel de arbitri să promoveze până la nivelul primei ligi? În primul rând, nu știu care sunt arbitrii ăștia care au promovat în ultimii ani. Nu știu care sunt. Tocmai asta era discuția pe care o aveam la început. Care sunt arbitrii pe care i-a promovat Vasaras de când este la Comisia Centrală? Puțin, da. Eu nu știu niciunul. Nu știu dacă poate singurii ăștia, băiatul ăsta care săracul a avut ghinionul, Moroiță, sau nu mai știu cum îl cheamă, care a avut ghinionul Moroiță, la faza aia cu meciul ăla de a scos mingea din poartă cu armă. Da. Deci, în rest, nu știu niciunul. Am înțeles. Apropo de faze, vreau să vedem repede câteva faze de pe parcursul acestui campionat. Da. Nu știu dacă o să avem timp de toate, sper să avem. Prima este de la Hermann Ștacu Botoșani. Băi, eu zic că le știi, că, na, chiar dacă nu le, probabil le revedeai. Cum ți se pare? Am selectat, mă rog, anumite erori mari ale arbitrilor, încercând să întreb un arbitru în activitate cum te poți păcăli la anumite faze. Că lumea se întreabă. Știi, Crăciunescu are o vorbă. Spune, domnule, când e o eroare în zona gri, poți înțelege arbitru. Când sunt niște erori foarte mari, spui anumite întrebări. Cum poți să decizi ce decizi? Da. Cum ți se pare aici? Este evident faptul că arbitrul a greșit în situația asta. Da. Explicațiile mă depășesc, nu-mi dau seama. Eu încerc întotdeauna să văd cam ce face el în situația respectivă și un lucru pe care arbitrii îl fac în momentul în care iau o decizie este că încearcă să explice decizia respectivă către jucători prin gesturi sau prin vorbe. Da? Da. Aici văd că faci niște gesturi, deci nu știu ce înseamnă gesturile astea. Că adică nici nu le înțelegi, ok, nu le înțelegi. Nu știu ce înseamnă. Tras sau nu știu, cu ambele mâini, deci probabil a văzut ceva ce nu se poate vedea nicăieri, că a fost tras arbitru. Este inexplicabil de ce a luat decizia respectivă. Bun, eu am discutat cu arbitrul respectiv după meci. Da. Și el și era foarte supărat. Ah, era foarte supărat, am înțeles. Deci era mai foarte departe. Supărat. Da. Următoarea fază. Aici. De la acest moment, și este etapa 12, Barbu, care a fost promovat pe lista FIFA, n-a mai primit niciun meci. Iarăși. Adică... Iarăși, dacă vezi exact ce vorbeam mai devreme, încerc să mă uit la gesturile lui, să văd ce s-o fi întâmplat. E clar că el s-a păcălit și prin gesturile pe care le face, vrea să explice că este o fază care s-a petrecut anterior acestui adică foul, aici, da? Distanța de jucător vreo 2 metri. Acolo da. Când cade, da. După ce ne uităm la relor și vedem că sunt 2 metri, rămânem cu gura căscată. Zicem, Doamne, nu știu ce s-a întâmplat acolo. E un arbitru tânăr, un arbitru care a fost promovat pe lista FIFA, după părerea mea, fără să demonstreze că poate să arbitreze orice meci în Liga 1, condiție pe care o consider obligatorie, i s-a oferit șansa asta, nu este singur. Au mai fost arbitrii care au fost promovați pe lista FIFA în decursul anilor și au fost, le-aș spune, experimente reușite. Da? Să nu uităm că Ișvan Kovac, Ovidiu Hațegan, când a promovat Ovidiu Hațegan, s-a făcut excepție de la UEFA, nu avea numărul necesar de meciuri. Și este un experiment reușit. Reușit. Dar să nu transformăm excepția în regulă. Atâta tot. Iar pentru faza asta, nu știu, cu Marian Barbu n-am apucat să vorbesc. Două faze vreau să mai vedem, că nu mai este timp. Cea din etapa 13, a CFR cu FCSB, pentru că s-a comentat atunci foarte mult, era și meciul foarte important. Da. Cu acea minge care atinge brațul lui Camora. Dacă trebuia sancționat sau nu? Din punctul tău de vedere. Din punctul meu de vedere, nu trebuia sancționat. De ce? Pentru că legile jocului spun foarte clar, instrucțiunile pe care noi le primim de la UEFA sunt foarte clare. Așa. Și spun următorul lucru. Dacă jucătorul care atinge mingea cu mâna este surprins de o deviere, de o atingere a unui alt jucător de minge în orice fel și prin gesturile pe care le face, el arată că este surprins, dacă ne uităm atent la fază, Camora își trage mâna ca și... Tu spui că există o atingere? Da, eu spun că aici, în momentul în care s-ar jucătorul, dacă există o atingere. Să spunem că n-ar fi acea atingere, e penalti? Nu, nici în cazul respectiv nu este penalti. De ce? Pentru că, atenție, factor intenție nu a fost eliminat din legile jocului decât în două situații. Unu, atunci când un jucător se află într-o situație clară de a marca, un jucător atacant, și indiferent unde vine mingea în mână, intenție sau nu, se sancționează. Și doi, când jucătorul are mâna ridicată deasupra nivelului umărului. Da? Scrie negru pe alb în legile jocului. Mai am o singură fază, că nu mai avem foarte, vreau să o vedem. De ce? Pentru că i-a împărțit... Da.
doi experți, adică doi foști arbitri, da, importanța, da, României. Pot să zic de la început că arbitrul a luat decizia corectă, indiferent despre ce vorbim, pentru că așa se întâmplă. Deci dacă există doi experți care au păreri diferite, eu spun, dai credit arbitru. Da, da, mă interesează părerea ta după ce te-ai dat televizor. Crăciunescu, da, a spus aici că nu e penalti, Balaj a spus că e penalti. Moruțan, dacă îl faultează sau nu pe, nu știu cine acolo, Ganoviș, cred. Cum ți se pare? Da, nu știu, din punctul meu de vedere, jucătorul încearcă să joace mingea și eu n-aș fi dat penalti. Deci tu spui că Moruțan încearcă să joace mingea și, da, n-ai fi dat penalti. Și este un contact la nivelul corpului absolut natural între jucători în care se îndreaptă amândoi cu intenția de a juca mingea. Pun în locul arbitrului, mă uit acolo să văd unde era plasat, era plasat foarte bine și ce vor să facă cei doi jucători. După părerea mea, amândoi încearcă să joace mingea. Și atunci, în momentul respectiv, nu se pune problema de penalti. Am priceput. Mulțumesc mult, Marius. Cu mare plăcere. Mi-a făcut mare plăcere dialogul. Poate o să mai am ocazia să te oricând cu drag, ca invitat și să mai povestim. Da. Încă o dată mulțumesc, mult succes, indiferent ce o să faci, că eu la Ministerul Economiei, din păcate, n-am apucat să vorbim ce faci acolo, da, că va, da, fi poate la un moment dat în fotbal, în arbitraj sau sub o altă formă. Mult succes. Mulțumesc. Mulțumesc și noastră pentru atenție. Seară bună, vă urez în continuare.